După cum spuneam, am remarcat faptul că și la Brașov, în festivitatea de premieră la Râșnov, care s-a organizat pe 2 decembrie, parcă a fost, la începutul lunii, parcă nu, cât și aici, la dumneavoastră, au fost de față câteva persoane, oficialități administrative, în speță la Brașov, primarul Râșnovului, al Zărneștiului, dacă nu greșesc. Exact. Aici, la noastră, primarul localității Braț, care am văzut că e foarte apropiată de noastră și vă iubește, practic, adică ține foarte mult la noastră. Da, yeah? Cred că începe să iubească și porumbei, pentru că la fiecare festivitate de club, noi reușim să organizăm și festivități de club, la nivel de club, că așa e frumos, avem club sportiv și așa. Îl chemăm de fiecare dată pe domnul primar, iar dânsul, având un club sportiv în cadrul primăriei, avem și secție columbofilă, așa cum am poate știți sau poate nu știți, iar dânsul este atașat de noi ca și de celelalte sporturi. Am văzut că e foarte apropiat. Suntem foarte buni organizatori și că suntem oameni serioși și că ne implicăm numai pe lucruri serioase din punct de vedere al legalității și din punct de vedere sportiv. Și de-aia ne și sprijină și de-aia ne și ajută. Ce sfaturi, ce le mai acordați colegilor din Brașov vis-a-vis de organizare, vis-a-vis de... Că acum se zice, da? Da, domnul Gelu are o experiență mare în organizare, nu pot să-i dau eu sfaturi, cred că poate să-mi dea el mie sfaturi referitor la organizare. Știu de la expozițiile organizate la FRSC că el se descurcă foarte bine, da? Eu nu am participat decât așa, mai puțin, pot să spun. Aia, da. Mi-a ajutat foarte mult, nu fi modest acum. Da, am ajutat poate sufletește, poate am o fire mai împăciuitoare referitoare și la mici incidente și asta mie îmi place întâi să discutăm și nu să aplanăm și să facem cât mai posibil ca sportul ăsta să fie exact. Sport corect, fără să ne băgăm intri și asta, trec cu vederea, încerc să nu fiu arțăgos și să stau în urmă pe orgolii, nu, las de la mine, de multe ori las de la mine, pentru că cred că oamenii inteligenți întotdeauna cedează. Da, numai proștii cred că sunt ăia care stau tot timpul invidioși și bățuși, iar oamenii inteligenți cedează și merg mai departe, da? Pentru că numai așa poți să mai faci un pas. Restul te blochezi. Dacă începi și tu să fii invidios și arțăgoși și nu știu ce, te blochezi. Suntem în luna ianuarie, domnul Ilie. În scurt timp o să înceapă campionat, da? Ce planuri v-ați cu Brașovul, Columbofil, ce zice pentru 2018? Să știți că am progresat foarte mult la Brașov. Am achiziționat o nouă mașină de transport. Am mașină performantă, da. Am crescut ca numeric. Nu vreau să trec, vreau să-i mulțumesc domnului Marian pentru organizare. Chiar cum mi s-a părut organizarea de astăzi, frumoasă, nu? Organizare extraordinară. Vreau să-l felicit. Vreau să-i mulțumesc că a luat parte la festivitatea de la Brașov. Sper că și dânsul i-a plăcut, mi-a plăcut și mie. Da, suntem pe același capot de organizare. Suntem unii din... Planul de zbor pentru 2018 vi l-ați fixat? Da, este fixat. E tot bătut în cuie, frumos, nu? Da, este fixat în octombrie. Am înțeles. La noi nu se modifică planul de zbor, l-avem de 7 ani cu aceeași rută, n-am modificat o etapă din planul de zbor. Acum sperăm să vină și colegii de la Făgăraș cu noi, Aiudu, să facem o forță. Da, se strânge gruparea, da, mai mare, numeric mai mare, punctaje mai bune. Normal. Sperăm să creștem. Cu siguranță. Pentru că în ultimii ani am văzut că n-ați dat dovadă de slăbiciune, așa să zic, și v-ați păstrat în ciuda tuturor au fost presiuni, presiunilor de stânga, din dreapta. Ați rezistat acolo la Brașov? Da, am rezistat, datorită și colegilor care chiar în toamna anului 2017 m-au ambiționat foarte tare. Am revenit asupra unor decizii luate, zic eu, greșit la momentul respectiv. Dar am văzut că este o grupare foarte unită și la noastră, la Brașov, acolo. Să știți, am observat asta. Foarte uniți sunt. Yeah. Asta e bine, că e un liant așa printre... Da, nu avem probleme. Toți colaborăm, discutăm, nu contează cine e președinte, cine... Toți suntem colegi. Da. Numai prin asta zic eu că putem ține o grupare unită. Într-adevăr, frumos. Vă felicit, ce pot să spun decât? Da, referitor la o grupare puternică, vreau să vă dau și eu câteva detalii de Prahova. Știți că acum, de când cu unirea cu UCP-ul, am reușit să fac o ședință tot aici la mine, că dacă tot mă ocup de organizare am încercat. Am chemat și colegi de la UCP care doresc să participe pe ruta Ucraina. Nu am stabilit o rută, pentru că Ucraina știți că e problematic să nu apară ceva, dar am stabilit o direcție Ucraina și am stabilit câteva localități, așa ca puncte de reper. Ca puncte de reper, da? Au venit 21 de cluburi la prima strigare, da? Cred că e un numeric, nu știu, depășește mult așteptările, da? Se tot mai anunță colegi,
Se pare că chiar o să jucăm în Ucraina, se pare că o să jucăm după un regulament sportiv național comun cu cei de la UCP. Să fie o grupare foarte puternică, și cu mii de porumbei la start, zeci de mii de porumbei la start. Prahova cred că este cea mai mare grupare din România la numericul de crescători de porumbei. Da. Urmează Dâmbovița, cu partea de Argeș, Pitești, unde acolo predomină colegii de la UCP. Și aici la noi, de la Prahova, sunt foarte mulți. Am început și în Dâmbovița, Federația Română de Sport Columbofil are club sportiv la Cornești, care demarează actele pentru constituire. Da, nu știu, da. Da, am intrat în Dâmbovița, mai sunt colegi, mai ne sună colegi care vor să-și constituie cluburi, dar am zis că dacă tot vin cu tot cu UCP-ul, poate venim așa toți la Unisol și picăm pe aceeași... Până la urmă trebuie să ajungeți amândoi. Da, acolo trebuie să ajungem. Nu mai împreună. Exact. Da. Trebuie să mai cedeze și unii și ceilalți și ajungeți la niște chestii. Eu zic că... Probleme. Da, eu zic că am pus destul... Am ajutat și cu juristul federației, am mai dat câteva explicații, cred că dânși au... Nu, încet, încet lucrurile o să vedeți că intră pe un făgaș așa normal, oamenii vor trebui să înțeleagă. Așa zic eu. Și ne înțelegem foarte bine și cu domnul Emil, cu Bondilă și cu domnul Dumitru Victor. Deci avem o relație de colaborare. E perfect, asta e bine, da. Da, e bine, da. Cred că o să picăm. Deci am zis că să găsim punctele slabe la fiecare federație sau cum puteți să numiți uniune. Deci dacă noi avem ceva slab, să-l lăsăm deoparte, să luăm ceva bun de la dinși, și dacă dinșii au ceva mai slab, să lase cei slab și să ia mai bun de la noi. Că numai așa putem să facem o echipă. Adică nu trebuie neapărat cei la noi, bă, numai la noi, sau cei la voi, numai la voi. Nu. Putem să vorbim, să discutăm omenește și să stabilim niște lucruri foarte clare. Care sunt cele mai bune, da? După părerea oamenilor, nu a mea sau a lui. Da. E ceva normal, așa mi se pare. Discuții deschise, normal. Păi. Puncte de vedere cât mai variate, cât mai diverse. Discuții prin negociere. Data viitoare vă promitem că intrăm și la porumbei. Știu că ați avut în decursul anilor la UCP niște rezultate extraordinar de bune. Maestru Emeric Columbofil deja, nu? Maestru acum Emeric. E prea noapte și prea frică ca să da, mai stăm. Maestru, pe urmă, maestru emerit al sportului Columbofil. Am reușit să câștig la nivel de UCP aproape toate trofeele. Păi sunt aici deasupra, o să le filmez la da, final puțin. Nu mai sunt așa cum eram prima dată, că vai să iau cupele, să nu știu ce. Mă interesează mai mult ca acest sport să meargă pe făgașul lui normal, să ne bucurăm de rezultatele sportive și să vedem cum ați văzut dumneavoastră așa o festivitate de aproape 200 de oameni care sunt toți mulțumiți, da, care sunt toți împăcați pentru ce au făcut și munca lor a fost răsplătită la un sfârșit de an, după ce unii poate și au de la gura copiilor pentru acest sport și chiar muncește și chiar să zboate, se trezesc de dimineață. E păcat să nu le dăm ce merită. Așa este. Așa consider. Vă mulțumesc mult pentru amabilitate. Cu mare plăcere. Vă felicit și de o parte și de alta pentru tot ce faceți pentru sportul Columbofil. Participarea la festivitatea de premieră. Face plăcere, sigur. O atmosferă deosebită, oameni calmi, blânzi, fără scandal, fără nebunii. O să vreau să mai veniți pe la noi, că vreau să vă prezint și Columbodromul. Sigur că da. Avem un Columbodrom aici împreună cu partea chineză, cu domnii din China. Am auzit. De 5.000 de 5.000 de numericul se ridică la 5.000. Un Columbodrom, o să vedeți dumneavoastră. Un proiect grandios, chiar grandios. Grandios, da. O să-l filmăm în primăvară, poate. Totul ca la carte. Vă dau mai multe explicații acolo și îmi face mare plăcere să... Sigur, o să trec. ...să putem să discutăm. Mii de mulțumiri încă o dată. Și eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Cu stimă, numai bine. Sănătate, numai bine.